Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Vlog. După cum se vede, am făcut un clip suplimentar la videoclipul anterior, unde ați văzut un experiment privind răspunsul la o întrebare, și anume ce se întâmplă dacă depășim puterea maximă a rezistoarelor. De data aceasta, pentru că au fost niște sugestii, am zis ca să fac acest clip. Și anume, vom testa un rezistor ceramic și două rezistoare SMD. Sunt cele de față, unul de 39 de ohmi, iar celălalt de 100 de ohmi. Prima dată vom testa rezistoarele SMD. Cel de față este de 100 de ohmi. Să pornim sursa de laborator. Rezistorul de față, de 100 de ohmi, e la sfert de watt. Cele de mărime 12,06, cam aceasta e puterea lor maximă de disipare termică. În acest clip vom vedea până la ce putere rezistă. Să începem. Creștem tensiunea. A început să se vadă curentul, aproximativ 16 mA. ...70 de mA, am depășit. Deocamdată fum nu iese din acel rezistor, am depășit 100 de mA. Rezistorul nostru de sfert de watt disipă 1,7 W. Să creștem tensiunea mai mult. Da, s-a dus lipitura. De data aceasta am prins direct de acei crocodili, acel rezistor SMD. Am pornit sursa de laborator. Vom vedea ce se întâmplă. Da, iese fum din ea. O să creștem la aproape de 18. Deja scrisul, codul de pe rezistorul respectiv nu se mai cunoaște. Să cresc mai mult, că o să stau după ea până se arde. Început inițial să albească. Cumva se vede un punct roșu, așa mi s-a părut. Și da, scade curentul. Am ars-o. Să începem și cu rezistorul de 39 de ohmi. Sursa deja e pornită, doar trebuie să creștem tensiune, ceea ce asta voi face acum. Nu făcea contact cum trebuie. Da, eu creșteam, da. 1,3 W disip. Să creștem tensiunea. Ah, dar nu stă bine, un moment. ...236 de mA. Și a început să umfle rezistorul. Interesant. Cam asta e. L-am ars și pe acesta. Iar acum vom continua cu rezistorul ceramic de 5 W cu valoare de 22 de ohmi. Sursa e pornită. Să creștem tensiunea. Avem aproape 500 de mA. Aici disipă aproximativ 10 W, dublu față de puterea rezistorului de față. Să creștem tensiunea mai mult. 1 A. Disipă aproximativ 22 W, 23. Și da, iese fum din rezistor. 23 de W. să mărim tensiunea mai mult. Da, deja vedeți că a început să ardă corpul, să se negrească corpul rezistorului. Ce urât miroase! Aproape 1,5 amperi. Și mai mult de atât nu pot să cresc. Asta e maxim. 54 de vați. Din păcate nu pot să cresc mai mult tensiune. Și s-a ars. Cam asta se întâmplă cu un rezistor ceramic. A rezistat până la aproximativ 54 de vați. De 10 ori puterea scrisă pe el. Și cam așa arată rezistoarele arse, cele SMD. La cel de 39 de ohmi nici nu mai se cunoaște scrisul. La cel de 100 de ohmi, da, se cunoaște încă. 101 din câte se observă. Prima cifră, a doua cifră semnificativă, 10 și a treia cifră, numărul de 0-uri. Adică de 100 de ohmi. Rezistorul ceramic, l-am luat cu acesta pe însetă că și acum frige. Din câte se vede a și crăpat. Da, hai să vedeți și spatele. Cam așa arată. L-am maltratat destul de rău. Mă rog, nu face la fel cum a fost acel rezistor de 3W din clipul anterior. Dacă nu-l știți, aveți link în descriere. Dar, din câte ați văzut, se înroșește un pic în centru. Ah, să vă învârt și pe celălalt, să-l vedeți spatele. Dar nu cred că e mare lucru. Probabil vă aștepta să fie negru spatele, da? Nu, e alb. Și, la final, pentru că tot ați văzut crăpătura respectivă la mijlocul rezistorului, hai să vedem cum arată și în interior, că tot vedeți așa. Dacă pot să desfac mai departe. Da? Practic e o sârmă, dar din ce material, am zis și-o la nimereală, cumva nichelină sau ceva gen. Hai să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!